Fii atent, Victor. I-a murat baftă, da, cred că nu. Fii atent, Victore. E un semnal ăsta. Semnalul că poți să-ți alegi tu domeniile. Zi-mi ce faci înainte. Zi-mi cu ce te ocupi. Păi, hai să zic așa un termen de al meu. Bunicătăresc. Bunicătăresc. Bunicătărești. Da, deci sunt bunic cu ștate și de bucătărie. Bunic. Dar ce ai făcut? Cu ce te-ai ocupat? Cu ce m-am ocupat? Am lucrat în tehnică de calcul, după care am încercat ceva în particular. Pe vremea când se spunea patron, nu antreprenor. Pensionar acum? Acum pensionar. Victore, cred că ai multe domenii pe care le stăpânești. Alegeți unul pe care îl vrei tu. Avem beauty, avem internet, avem meserii, avem magie, puștul ăsta e tare la magie, avem un domeniu surpriză. Alege ce vrei tu, Victore. Magie știu să fac și eu. Simplu. Magie. Se mai poate și altă variantă, dar nu e pentru televizor. Nu e, da, nu arăta pe cealaltă. Nu, meserii totuși. Meserii? Meserii să fie. Whatever it takes. Vedem ce întrebări avem. Victore, 90.000 de lei are Corina. Dacă faci 100.000, ai luat locul. E o sumă acolo. Am o întrebare cu două variante de răspuns pentru tine. Dacă vei răspunde corect, vei putea alege un cilindru. Ai dreptul să-l păstrezi sau să-l schimbi. Dar ține minte că cel de-al doilea cilindru este obligatoriu. Am înțeles. Panaitis Strati, supranumit scriitorul vagabond, a lucrat cazul grav, servitor, muncitor, portar, infirmier și valet. A scris povestea Kira Kiralina și romanul Ciolinii Bărăganului. Opera lui Panaitis Strati, scrisă în limbile franceză și română, a fost tradusă în peste 30 de limbi. Întrebarea mea este: ce studii a avut Panaitis Strati? 4 clase sau studii universitare? Ne-a încurcat aici. E un pic în... Da. E un pic încurcătură aici. Acum el era destul de erudit, dar... Victore, 5 secunde. 5 secunde. 4, 3, 2 secunde, Victore. O secundă, Victor. Încercăm 4 clase. 4 clase. E la ghici. Excelent! Panaitis Strati! Mulțumesc! Un mare scriitor, da, deci, și în Franța, și în România, că celebru. Avea destule cunoștințe și spovedania te ducea cu gândul că... lui Panaitis Strati e fabuloasă. Dar îți dau așa, varianta asta, Victor. Dau drumul. Stop! L-am oprit. Dă-mi, din fața mea, dă-mi cilindru. L-am luat. Și fii atent, poți să-l refuzi. Următorul nu mai este, nu? Următorul nu. Deci pe ăsta îl poți refuza. Pe ăsta care îți aduce... 100.000. Clar îți aduce bani. Clar îți aduce bani mulți. Trebuie să faci 95.000, 91.000 ca să o bați pe doamna învățătoare. 15.000 de lei. Poți să-l refuzi, Victor. Cred că mai aleg o dată. Mai dăm o dată? Mai dăm o dată. Bine, hai. L-ai refuzat pe ăsta, da? Ți-a dat posibilitatea omul cu meseriile. Zim stop. Stop. Ah, a trecut la 200.000. Mai dau o dată. Nu, mai gata, s-a dus, l-am pierdut din ochi. Dă-mi. Luăm pe altul. Dă-mi. Cred că ăsta e la 150. Deci pe ăla de 15.000. Eu la 100 îl vizasem, dar... Pe ăla de 15.000 l-ai refuzat. Tot bani. Tot bani. Oh. 75.000 de lei! Ho, ho, ho. Rămâi! Sunt obligat! Rămâi, că n-ai ce să faci. Iară 90.000, Corina, 75.000 de lei. Mai ai puțin și o ajungi. Suntem pe aceeași. Victore, domeniul tău e simboluri europene. Europa, pe acolo, pe undeva. Fii atent la întrebare. Tripleta trebuie să o faci ca să mergi mai departe, dacă nu pierzi și ăștia 75.000 de lei. Ce oraș se mândrește cu această catedrală unică în lume?
Madrid sau Barcelona și când zic această catedrală, ți-o și arăt pe ecran, uite. Unde e catedrala asta? E în Madrid sau în Barcelona? E pe ecran deocamdată. E în Barcelona. Chiar am ajuns în zonă, și dar n-am reușit să intru înăuntru. Era o mare aglomerație, timp coadă la mine. Mare. Da, era coadă Barcelona, mare. Barcelona, zicem? În Barcelona. Barcelona, da? Sagrada Familia. Sagrada Familia a lui Gaudi. De pe la 1800 se tot lucrează la ea, sunt toți chele, generații și generații au tot. Ei se lucrează pe banii de la turiști și probabil că de aia durează așa. De la 1800, îți dai seama, se tot nimeni nu reușește. Sagrada Familia celebrului Gaudi. Victore, ai una corectă, un răspuns corect. Dacă ajungi la Bruxelles, vei vedea că lumea se înghesuie să fotografieze o mică statuie din bronz. Cum îi spune statuia aleia? Îi spune mica sirenă sau omulețul pișăcios? Ăla cu rușinea. Omulețul pișăcios. Ăsta e. Mica sirenă e un pic mai la nord. E, bă, mannequin pis, să-i zice, nu? La, la ăla, și se spune că puștul ar fi urinat pe fitilul unei bombe care trebuia să explodeze. Uite-l, e în fotografie. Acum e îmbrăcat, dar el de obicei nu e îmbrăcat, dar îl îmbracă. Când câștigă o echipă Champions League, îl îmbracă cum e echipa aia. Acum noi l-am prins îmbrăcat, dar de obicei el e gol. Am o fotografie. Fii atent, Victore. Simbolul cărui oraș este podul Rialto, care traversează canalul principal de navigație. Te încurcă asta, uite Rialto. E Veneția sau e Roma aici? Dacă nu vedeam poza, mă mai încurcam. Cu poza e simplu, Veneția. Veneția, zice Victor. Facem 90.000, ai 75. Ea are 90, probabil doamna învățătoare. Chiar 15.000 o să fie. I-am dat drumul. Top. Dăm ce cilindru vrei tu. Ai 75.000 de lei. Victore. Tot cu lei. Și încă 20.000. 75. Victore, viața e făcută din decizii și jocul ăsta la fel. Fii atent, Victor. Doamna învățătoare are 90. Tu în clipa asta ai 95.000. Nu știu ce domeniu urmează. Nu știu ce cilindru urmează. Habar n-am. Poți să iei locul sau poți să riști? Scaunul. Scaunul care, mă? Care scaun? Al campionului, că și el stă pe un scaun. Ăla al campionului. Dar nu te lua după ei, că banii sunt ai tăi, nu ai lor. Păi da, dar împărțit. De unde? Victor? Da, văd o urmă de regret așa pe chipul lui doamna. Dar regulile concursului astea sunt. Cine e mai tare? Te duci pe... Te duci? Da, te duci? Avem un nou campion, Victorie. Nou virtual campion. 5.000 de lei. Deocamdată un nou campion. Doamna învățătoare. Cu regrete. Asta e. Cum a dat pe mine, te poate da și pe tine. A zis-o bine, corect. Poate să vină altul. Mă bucur că am fost împreună. 90.000 de lei era o sumă bună. Mulțumesc, să rămână. Oricum, alt confort aici. Da, ai auzit ce a zis doamna învățătoare? N-am prins-o de la muzică. Ai zis așa, s-a uitat așa cu coada ochiului. Cum m-a dat pe mine afară, te poate da și pe tine. Alina Turmes! Câte emoții! 95.000 de lei trebuie să dai jos. Fin. Ce faci, Alina? Cu ce te ocupi? Sunt Q Automation. Și cum îi zice? QA Automation. Testăm aplicațiile scrise de colegii noștri programatori. Dar într-un mod automat, adică scriem și noi cod la rândul nostru și testăm. N-am înțeles nici acum nimic. Deci nici acum n-am. Deci cum adică testezi
Colegii noștri programatori scriu aplicații. Da, scriu... și tu îi verifici. Da, dar... Control tehnic de calitate, măi, CTC. Asta era, mă, așa-i? Deci tu îi controlezi pe ei. Da. Na, fii atent aici. Alina, ascultă-mă. Hai să te văd acum. Da. Desene animate, Alina. Wow. Control Q. Sper să nu fie prea vechi. QA. Auzi, după ce aleargă Scrat, personajul din desene animate, după ce fuge el, personajul ăsta din Ice Age? Fuge după un pește sau după o ghindă? O ghindă. O ghindă. Uite, a doua întrebare. Fii atentă. Cum se numește prietena lui Nemo, personajul principal din filmul animat În căutarea lui Nemo? Ai văzut desenul ăsta animat? Se numește Dori sau Mica Sirenă? Dori. Ghici. E Ghici? Nu, e Dori. E Dori. Da. E Dori. Alina, trebuie să faci tripleta ca să te duci la cilindri. Fii atentă, întrebare. Tot desene animate. Ce personaje de desene animate au creat Hanna și Barbera? Era la sfârșit de tot, apărea desene animate. Erau Tom și Jerry sau Chip și Dale? Adică veverițe sau un șoarece și o pisică? Sinceră, nu știu, dar... nu știu dacă să merg pe cine ceva cunoscut sau nu. Cred că Tom și Jerry. Ghici. Da, e 50-50. E ghici. Tom și Jerry. Pe intuiție. Alina. E un vârt și tu spui... Da? Da. Hai. Auzi? Ai un avion tatuat pe mână? Da. Dar de ce? Este primul meu tatuaj și... Avionul? Da, acest tatuaj și reprezintă faptul că îmi place să călătoresc foarte mult și... Dar ce, că pare bombardier, așa pare. Unii mi-au spus că eu seamără cu o ancoră. Acum... Și ai și ceva scris. Da, I've got the world to go. Cum? I've got the world to go. Ia stai așa că mai... Ia... Cum ai zis ce scrie? Ce scrie acolo? I've got the world to go. Ce scrie? No speak English. Am luat bani. Hai să vedem ce avem în cilindru. Alina, zice așa. Am început bine. Începem bine. Asta îl văzusem și eu. Merge de o vacanță. Cred că ajunge de o vacanță. Incredibil. Dintr-un foc, 100.000 de lei. Victor s-a ridicat în picioare. Stai, Victore, stai jos, mai Victor. Are emoții. Victore, încă ești campion. Sigur asta alege. Sigur? Alina, fii atent. Poți să iei locul. Poți să iei locul lui Victor, el are 95.000, tu ai luat 100.000. Sau poți să riști. Câți ani ai? 25. Da, 25. Peste câteva săptămâni. Da, 25. Poți să riști, să mergi mai departe, să vină alt domeniu de cultură generală. Risc, când spun risc, e să ratezi, să nu știi răspunsul. Să-ți vină pe cilindri, cine știe, duel sau să-ți vină altceva. E treaba ta. Riscul e despre alegeri, emisiunea asta. Există o vorbă, să nu dăm cerea din mână pentru... vrabia din mână pentru cerea de pe gard. Deci o să iau scaunul. Iei locul. Avem un nou campion fantastic, Alina. 100.000 de lei, ce noroc. Victore. Felicitări. N-a fost cu intenție. S-a adeverit ce-am zis să... Excelent. S-a adeverit exact ce a spus cel de dinainte. Da, era o urmă de regret acolo, am văzut-o. Avea 100, avea 75.000, parcă, doamna, 90.000, tu ai avut 95, a venit cu ștoaica. 100 rămâne, sigur. Că peste 100 mai e doar 150, nu se știe. Mulțumesc mult!
Fantastic! Alina, 100 de mii de lei! Hai, Oana, urmezi! Te văd așa încordată puțin. Da, am foarte mari emoții. De ce să le ai? Eu de firea mea sunt foarte emotivă și nu pot să cred că fac asta nici măcar acum. Nu pot să-mi dau seama că sunt aici în fața ta și în fața tuturor oamenilor ăstora. E incredibil. Dar ce putem noi să-ți facem, Oana? Să-mi dați niște bani, probabil. Sau să mă trimiteți acasă. Păi depinde de tine, dar zi-mi ce faci până una altă. Sunt studentă. Fostă și viitoare student. Am terminat facultatea de istorie. Istoria? Da, și urmează să intru la master la facultatea de științe politice. Politice? Științe da. Politice? Da. Masterul pare o femeie serioasă așa. Politica egalității de șanse se numește masterul. Cum îi zice? Politica egalității de șanse. Politica egalității, deci științe politice. Da. Interesant. Are Voltaire una bună să o pui la masterul ăla tău. Zice așa, politica s-a născut atunci când primul hoț l-a întâlnit pe primul prost. Zice Voltaire acum sute de ani. O să o pui așa la tine. Interesant. Deci ai făcut istorie și acum faci... științe politice. Dacă îți cade istorie, domeniu merge. Sper să nu mă fac politică n-avem. Noi îți dau un domeniu și mai interesant. Sorina, super. Mircea, îi zicem domeniul? Eminescu. Asta e foarte bun. Te încurcă? Nu știu, vedem. Sperăm că nu. Casa memorială Eminescu, unde poți să o vezi, Oana? La Humulești sau la Ipotești? La Humulești. L-am încurcat. Am încurcat. Tu l-ai încurcat de emoție, așa-i? Eminescu, Oana. Da, da. Păi Humuleștiul nu e cu creangă? Cu creangă, așa este, nu? Da, l-am încurcat. Eminescu, Ipotești. De fapt, el e născut... Nu zi nimic. Ție ți-am mai dat. Unde s-a născut Eminescu? Nu știu. Eminescu, unde s-a născut? Eminescu. Eminescu, unde s-a născut? Eminescu, Eminescu, Eminescu. La Botoșani. La Botoșani, excelent. La Botoșani. Am tras un pic mâța de coadă să te mai acomodezi. Că n-ai cum tu, absolventă de istorie și master și toate astea, să o încurci chiar așa, Eminescu, cu creangă. Aia zic, am tras puțin mâța de coadă. Fii atentă, fii atentă. Oana, să nu mai ratezi încă una, că s-a terminat. Să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni este ultimul vers din Luceafărul sau Scrisoarea a treia? Scrisoarea a treia. Cum nu vii tu țepești, Doamne, că punând mâna pe ei să îi împarți în două cete, în smintiți și în politicieni. Asta. Care mișei, mă? Termina, măi, da. Bravo, Oana. Mulțumesc. În ce parc din Iași se află tăiul lui Eminescu? În Copou sau în Crâng? În Copou. Dacă răspundeai bine la prima, acum deja eram la cilindri. Da, așa este. Ultima întrebare, nu mai ai voie să ratezi nicio întrebare. Ai dat o bară pe aia cu Humulești, nu? Humulești. Da. Cine a fost cel mai bun prieten al lui Eminescu, cu care străbătea Iașul și petrecea adesea? A fost Minulescu sau a fost Creangă? Da, este probabil prima în Creangă. Creangă, Minulescu e altcumva. Așa e, Creangă. Minulescu cu romanțele lui e din alt film, Creangă. E bine? Da, e bine, e momentan. E bine acum. Îmi zici tu stop, da? Stop. Stop. Îți arăt ce e pe... Sigur. ...în cilindri ăștia, așa de curiozitate, să vezi că noi am învârtit. Avem un 150.000, avem 4 cilindri de 100.000, avem unul de 75, 3 de 60.000 de lei. Oana. Pe scaunul campionului cu 100.000 se află în clipa asta Alina. Dă-mi un cilindru. Am luat. Fii atentă.
fii atent. Pot fi bani mulți, important e ca tu să ajungi la 100 de mii de lei. Dacă ajungi la 100 de mii, sunteți la egalitate, la 105 mii, ai depășit-o și ai luat locul. Dar decizia e a ta. Oana! Wow! Duel! Incredibil! Ai! Duelul! Dacă îți vine să crezi, Alina, bătălie de 100 de mii de lei. Oana, fii atentă. Am o întrebare pentru tine și pentru Alina. Alina, vezi butonul din dreapta ta? Da. Pune mâna pe el. Nu apăsa, doar pune mâna pe el. Deasupra. Așa, perfect. Ai și tu un buton. Oana, cine răspunde corect și primul la întrebare a câștigat. Dacă tu răspunzi corect, i-ai luat locul, i-ai luat scaunul și i-ai luat și 100.000 de lei. Dacă Alina răspunde corect, te-a dat afară. Da. Ai întrebare, Mircea? Stai jos. Oana, Mircea citește. Când termine el de citit, eu apăs. Aveți 10 secunde. După ce eu apăs, aveți 10 secunde să răspundeți corect. Apeși, răspuns corect, Oana, i-ai luat banii și scaunul. Alina, apeși tu și răspuns corect prima, ai dat-o afară și rămâi cu banii și cu scaunul. Începem? Mircea. Cine a scris romanul Mai trei? Mircea Eliade. Oana, cum? Mircea Eliade. Mircea Eliade. Mircea Eliade. Ei, Mircea Eliade. Ai luat 100 de mii de lei și ai luat și locul. Fantastic. Extraordinar. Avem un nou campion. Alina.